Boxerul Gabriel Șchiopo a reușit un parcurs de calitate la un turneu amical înaintea celei mai importante competiții din acest an pentru el. În Serbia a avut loc unul dintre cele mai importante întreceri de box pentru tineret din lume. Golden Glove of Vojvodina este o competiție ajunsă la ediția cu numărul 36. La cea din acest an, desfășurată în perioada 11-15 iulie, a fost prezent și sportivul ploieștean. Din delegația României au mai făcut parte încă 4 pugiliști într-o competiție la care au boxat peste 100 de sportivi, băieți și fete din 22 de țări din întreaga lume. Pregătit de antrenorul emerit Ion Moroiță, sportivul de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a fost singurul din echipa României care a urcat pe podiumul de premiere. Gabriel Șchiopo a participat la categoria 52 de kilograme în primul tur, trecând clar de un pugilist din Ungaria, arbitrul oprind partida în runda a doua. Șchiopo l-a învins apoi în semifinale pe un reprezentant al Thailandei, calificându-se în ultimul act, în care s-a confruntat cu Talgat Sirinbetov din Kazahstan. Kazacul s-a impus la limită, Șchiopo adjudecându-și astfel medalia de argint. Pugilistul petrolist se pregătește intens pentru campionatul mondial de tineret care va avea loc la Budapesta în perioada 20-31 august. Gabi Șchiopu și-ar dori în Ungaria cel puțin rezultatul din Serbia, ceea ce ar însemna automat calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.